Un lector din Marea Britanie a devenit un miracol medical, fiind singurul om cu 5 rinichi. Bărbatul în vârstă de 41 de ani a suferit un transplant eșuat în 2008. Ulterior a mai primit 2 rinichi. Din păcate, și cea de-a doua pereche de rinichi a cedat, iar bărbatul a trebuit să facă ani întregi dializă. Mai mult decât atât, în 2018, profesorul a fost diagnosticat cu un tip rar de cancer de piele. Bărbatul a trebuit să urmeze un tratament cu chimioterapie timp de 9 luni și a învins boala nemiloasă. Anul trecut, în noiembrie, a suferit un al treilea transplant, dobândind cel de-al cincelea rinichi, pe care l-a descris cel mai bun cadou pe care l-ar putea primi. Acum, lectorul universitar are 5 rinichi, deoarece toate organele nefuncționale au rămas la locul lor. Rinichii transplantați sunt plasați în abdomenul inferior pe partea din fața corpului. Bărbatul, care locuiește împreună cu iubita lui, merge la control de 2 ori pe săptămână. Întotdeauna am avut o mentalitate pozitivă și asta m-a ajutat să trec peste, a declarat el. Purtătorul de cuvânt al Kidney Research UK a spus că se mai întâmplă ca pacienții cu transplant să aibă 4 rinichi, dar nu 5. Transplanturile nu durează pentru totdeauna, așa că oamenii au adesea nevoie de mai mult de unul, a spus ea. Rinichii originali ar fi îndepărtați numai dacă ar cauza probleme, cum ar fi infecții repetate sau dacă un pacient are mai multe chisturi la rinichi și devin foarte mari, fără a lăsa loc rinichiului transplantat, a mai adăugat ea. Relatează știrile ProTV.ro.